Salutare tuturor, eu sunt Florent din YouTube și bine v-am găsit și la ultimul videoclip din seria Road to be a Legend din acest sezon de FIFA Mobile. Această serie a ajuns la sezonul cu numărul 2, care se încheie astăzi. Se va încheia dându-i lui Răzvan Marin 100 overall cu rank 2 în două versiuni, și lui Răzvan Marin Team of the Week și lui Răzvan Marin Preseason le vom da rank 2, doar că îl vom transfera. Momentan suntem pe contul meu principal, unde acest sezon am terminat cu 131 overall și 120 chemistry și, nu uitați, sunt free to player, deci fără să băgăm bani în joc, am reușit să fac această echipă fenomen, pe care o să mai vă prezint poate într-un videoclip viitor cu toate etapele, cum am crescut-o eu de la 80 overall până la 131. Dar dacă tot suntem în ultimele ore din acest sezon, m-am gândit să nu lăsăm absolut nimic la EA Sports, să cheltui toți banii, mai avem 1.300.000 de bănuți și cum aș putea eu să-i cheltui decât deschizând niște pachete împreună cu voi acum. Aici în store avem niște pack-uri unde există șansă destul de mică la un elit, nici nu mai mă interesează elituri, dar ce să facem noi decât să deschidem aceste pack-uri. Și nu uitați, înainte de ora 7, să selectați line-up-ul, adică să vă aliniați cea mai bună echipă de acest sezon, pentru că acest lucru va conta pentru Legacy Team-ul de sezonul viitor, care începe în această seară. La ora 19 se anunță că va fi marele update al jocului, iar de la ora 22 cred că vom putea intra și noi pe joc să vedem ce schimbări au mai apărut, pentru că din câte am auzit eu pe surse, nu va fi chiar atât de mare diferența între sezonul acesta și sezonul viitor, dar va fi o mare diferență pentru noi românii, pentru că vom avea Liga 1 în sezonul viitor, cel care începe în această seară. Și să sperăm că vom avea și pack-uri cu bănuți, cum sunt aceste pack-uri, dar să avem pack-uri cu bănuți ca în sezonul al doilea. Cei care au jucat știu cum era în sezonul 2, pentru 1.000.000 de bănuți deschideam un anumit pack de parcă 3 ori maxim la mai multe evenimente și chiar picau jucători destul de buni. Din câte am înțeles, se schimbă puțin treaba și la Domination, unde îl vom avea pe... imediat să îmi amintesc antrenorul de a fost la Real Madrid, nu-mi vine acum în minte, dar oricum el va fi pe parcursul acestor pack-uri, deschizându-le îmi vine și antrenorul în minte și mi-a venit, este Zinedine Zidane. Îl uitasem pe Zidane, cum să-l uiți tu pe Zidane, dar e imposibil. Da, îl vom avea pe Zinedine Zidane Prime Icon 97-98, nu știu cât, dar după vreo 3-4 luni de jucat Domination vom putea ajunge la un Prime Icon, deci undeva prin luna decembrie-ianuarie vom avea un Prime Icon în echipa noastră. Cine nu și l-ar dori pe Zinedine Zidane, eu cred că toată lumea. Și ceva bun pe care l-au făcut cei de la ei pentru sezonul viitor, nu vom mai avea mai multe tipuri de skill-uri cum a fost sezonul acesta, comun, epic, legendar, respectiv rar. Vom avea un singur tip, vor fi aproximativ 32 parcă de skill-uri, 37, nu mai știu exact câte vor fi, dar cam asta va fi sezonul viitor. Se păstrează și Team Hero, am făcut și un concept pe canal, dacă nu l-ați văzut, o să vă las un link în descrierea acestui video de la acel concept. Desigur, sezonul cred că va începe cu Team of the Week, primul eveniment, poate îi fac eu un concept înainte să apară acest eveniment pe joc, dar cred că va apărea undeva pe miercurea viitoare, nu cred că îl bagă direct din această seară Team of the Week-ul. Vom avea și campanii, vom avea campanii mai multe decât sezonul acesta, cred că va fi pe undeva pe la campanii la Rest of the World, va fi și Liga 1, deci ne vom duela cu FCSB, Dinamo, o să-i facem zop într-un fel, da? Chiar o să ne distrăm la acele campanii și chiar o să putem să le jucăm de mai multe ori, exact cum era în sezonul al doilea, adică nu doar după ce ai câștigat o campanie să nu mai poți juca acea campanie, deci acest lucru va fi foarte bine. Și haideți că v-am explicat cum va fi sezonul viitor. Ceea ce va rămâne pentru sezonul viitor este acest Legacy Team.
Vor mai rămâne logo-urile pe care le avem noi pe cont din sezonul 1, cine a jucat din sezonul 1 până în sezonul 3, inclusiv sezonul al 3-lea. Toate acestea se vor transfera în sezonul 4. Din păcate vom pierde gems-urile, vom pierde banii, vom pierde cam mai multe, dar rămânem cu FIFA Point. Eu parcă am vreo 13, voi poate aveți mai multe. Aceste FIFA Point putem să le facem, din câte știu, doar băgând bani în joc. Sezonul acesta așa a fost, cred că așa va fi și sezonul viitor. Să sperăm că nu vor mai fi gems-uri, dar din câte știu vor fi în continuare gems-uri. Ar fi fost bine la anumite daily login să ne dea FIFA Point, pentru că sunt, nu știu, mai valoroase, dar chiar și gems-urile au cam avut aceeași valoare ca FIFA Point. De exemplu, 1000 de FIFA Point-uri valorau 2500 de gems-uri anul acesta. A fost un sezon destul de bun și acesta, dar nu a fost ce trebuie și am cam lungit-o prea mult pentru un videoclip de Road to be a Legend. Deci haideți că am cam deschis destul de mult de pachete, nu prea a picat nimic, nu o să vă mai plictisesc cu deschiderea acestor pachete și haideți să intrăm să jucăm acele 3 meciuri de versus attack sau un meci, două, nu știu câte voi mai juca, că deja am cam pierdut din timp cu această mică indicație la începutul acestui video. Și vă las în continuare cu videoclipul propriu zis Road to be a Legend, pentru că aceasta a fost un fel de pack opening. Deci revin imediat cu Road to be a Legend, să îl creștem pe Răzvan Marin 100 cu rank 2. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Am ajuns și la finalul acestei serii prea minunate de Road to be a Legend, sezonul 2, episodul 3. Și uitați cum se termină sezonul al doilea, îl creștem chiar în acest moment pe Răzvan Marin cu ajutorul lui Dybala, cardul pe care l-am crescut cu acel Casemiro, dacă vă reamintiți acel episod special din această serie Road to be a Legend. Și în acest moment îl avem pe 100 cu rank 2, Răzvan Marin, Team of the Week. Și ca să fie acest clip mai interesant și finalul său, m-am gândit să îl creștem și pe Răzvan Marin pre-season card. Cu ajutorul acestui Răzvan Marin Team of the Week îi vom da rank up 2 lui Răzvan Marin pre-season, ca să avem noi o animație mai frumoasă. Și cam acesta ar fi și sezonul 2 din această serie Road to be a Legend. Și cred că această serie va reveni cu sezonul al treilea, nu știu când mai exact, dar va reveni cu echipe românești. Va fi super, super serie Road to be a Legend sezonul 3. Vom începe cu o echipă românească, dar mai multe detalii o să vă anunț pe parcurs. Eu sper că v-a plăcut această serie pe care am descoperit-o și eu căutând pe YouTube, pe la CB7 Mobile și mai mulți.
în anii precedenți, dar în acest an cred că eu am avut cele mai multe vizualizări la această serie și asta datorită vouă și vă mulțumesc foarte mult. Și până la următorul video, cel de diseară, cu comentez echipele finale ale abonaților, eu am fost Florentin YouTube, toate cele bune, bye bye!